Astăzi voi schimba plăcuțele și etrierii cu unele de van. Le-am cumpărat pe toate noi, sunt de origine, nu din magazin, deoarece sunt foarte scumpe. Diferența între plăcuța stock și cea de van se vede cu ochiul liber. Este o idee mai mare. Când cumpărați ansamblul, mai bine zis, când cumpărați etrierul, să aveți grijă să primiți și această siguranță. Fără siguranța asta, tot sistemul joacă cum vrea el acolo și nu este bine. Aici se montează siguranța și odată pus nu mai este flexibil. Cu o cheie de 18 voi destrânge etrierul. Am să presez pistonașul ca să pot să scot afară etrierul. Dacă o să mă întrebați ce este acest fir, este senzorul pentru uzură plăcuță. Cu o cheie de 14 am să destrâng furtunul. Am să-mi pregătesc aproape noul etrier, ca doar să-l pun sus imediat. Aveți grijă să nu vă intre în noul etrier mizerie pe gaura, unde va intra furtunul. Iar dacă aveți vopsiți, grijă să nu vă ajungă lichid pe ei, pentru că va curăța vopseaua imediat. Exact din cauza asta, eu îi voi vopsi la final, când vor fi sus. Am să scap de o grijă. Prima dată am să prind sus doar suportul. E un pic mai ușor pentru că ai vizibilitate. Etrierul de van este compus din două piese. Am să scot cele două dopuri. Fixez cea de-a doua piesă. Și voi pune cele două, nu știu cum să le zic, cele două șuruburi care efectiv unesc cele două piese. Se fixează cu un imbus de 7, cred, da. O să aveți nevoie de un imbus de 7. Am să pun și plăcuțele mai târziu. Prima dată va trebui să rezolv problema furtunului care va freca în telescop. Nu stă deloc natural. O să trebuiască să-i modific poziția. Vă arăt imediat de unde. Mie nu mi se pare deloc ca acest furtun să stea natural. Mai degrabă aceasta ar fi poziția lui. Ca să-l aduc la poziția normală, voi curăța aici de noroi și voi destrânge conducta. Curăț să nu fie praf, deoarece este lichid de frână pe aici și aș vrea să fiu sigur că nu intră mizerie, deși voi completa cu lichid ulterior. Am să curăț cu aer.
cu o cheie de 11. Am să destrâng conducta. Deja începe să curgă lichid și nu-mi place. O să o strâng un pic la loc. Voi îndoi această tablă ca să îmi fie mai ușor. E puțin oțelită. Da, suficient ca să o pot coborî un pic în jos ca să o pot învârti. Acum voi destrânge conducta și am să învârt de ea până mi se pare că stă bine. Curge lichid. Mă uit. Nu pune. Nu atinge. Păi uite-te, dar nu atinge. Când mi se pare că stă cum îmi place, ridic înapoi sus și strâng conducta. Bine. Strâng la loc siguranța. Ce-ai făcut tot acolo? Faci grege foarte mare. Ca să păstrez și acești etrieri în stare bună, dopul care a fost la etrierii noi, am să pun aici, să nu intre mizerie. Vezi dinainte cum poziționezi etrierul. Gaura de aerisire trebuie să fie sus. Și de aerisire trebuie să fie sus. Dar și unde intră furtunul. Asta este poziția lui. Să nu cumva să treacă prin cap să-l pui în altă poziție, deși mă îndoiesc că ai putea. Ba, dincolo poți să-l pui invers. Să ai foarte mare grijă. Să nu muncești degeaba. Din fericire, aici îmi stă chiar foarte bine furtunul și nu e nevoie să mai pun... Te rog frumos să te mai pun pe col. Nu mai pune mâna, Denis, pe cameră. Din fericire, aici furtunul îmi stă bine și am să pun de la început plăcuțele. Cum ziceam despre această siguranță, dacă nu o pui, uite cum mișcă tot ansamblu aici. Eu zic că nu este deloc normal. Ca să pui siguranța, o să ai nevoie de un patent. Exact din cauza asta nici nu montez, nici nu vopsesc înainte etrierii. În momentul în care pui siguranța, zgârii de nu-i adevărat. Îți trebuie un patent. De data asta chiar l-am pus ușor. După ce am pus siguranța, ansamblu este mult mai stabil. Voi scoate capacul pentru că urmează să aerisesc toată instalația.
primul lucru pe care am să-l fac, am să pun un furtun transparent pe aerisitor, o proptesc într-o sticlă și voi da drumul la pahar, la aerisitor și prin cădere mi se umple trierul de lichid fără să trebuiască să ajut cu pedala de frână. Și deja mi-a apărut lichid. Perfect. Am să opresc și am să mă mut dincolo. Am să aplic același procedeu și aici. Dar nu este suficient. Va trebui oricum să aerisesc toată instalația de frânare. Ia uite-le cum apar. Dacă tot vine aer, lase, iasă tot aerul ăsta prima dată. Care mă uimește cât poate să vină. Gata. Iar acum o să urmeze efectiv aerisirea. Serviciu, nu? Sau? Da. Și capacul ăla care vine. Am să folosesc un recipient de jumătate de litru. O să am un etalon să-mi dau seama cam cât lichid am scos deja. Din câte am citit pe internet, cei care au ABS, dacă bag aer pe instalație, au cam încurcat-o. Spre deosebire de cei care nu au ABS ca mine. Însemnând să nu cumva să tragi aer pe instalație, că te-o lua dracul. Odată ce am scos lichidul din pahar, este aproape un sfert de litru. Am să completez cu lichidul cel nou, după care am să încep efectiv aerisirea. Grijă că lichidul este coroziv, încercați să nu dați pe jos. Ca mine. Sirena de la... Să-mi bag piciorul, intrat în bidon de un sfert de litru, numai în pahar. Acum o să începem aerisirea efectivă. Se aerisește în cruce, prima oară traseul cel mai lung, adică spate dreapta, după aceea traseul cel mai scurt, față stânga, spate stânga, față dreapta.